Prin dispoziția numărul 76 din 25 mai, domnul primar a convocat Consiliul Local Corbas ca ședință ordinară cu ordinea de zi pe care a fost transmisă prin invitațiile pe care dânsul le-a primit, ordine de zi care a suportat unele modificări prin introducerea în analiză și discuție a mai multor proiecte și retragerea unui singur proiect. Dau cuvântul domnului primar să supună întâi retragerea proiectului de hotărâre numărul 3 și pe urmă să supunem spre aprobare ordinea de zi așa cum este ea. Asta de aici, da. Vă propun eliminarea de ordinea de zi de astăzi a proiectului numărul 40 privind aprobarea regulamentului stabilirii a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intragranul Comunei Corbasca, în vederea aplicării prevederilor articolul 489, aliniatul 5 și 8 din legea 227/205 din codul fiscal. Cine este pentru? Mulțumesc, cum urmezi, nicio abținere. Vă rog pe doamna președinte să vă prezinte și să vă supună spre aprobare ordinea de zi, după care trecem la prezentarea proiectelor de hotărâre. Dar deci eu trebuie să citesc toate chestiunile acestea? Încep. Deci citește titlul proiectului de hotărâre. Începem cu fiecare proiect în parte. Da, în ordine. Proiectul de 38. În primul rând, rugămintea mea este să avem telefoanele un pic date pe silent, ca să putem să discutăm, să comunicăm mai bine, să fiți dumneavoastră receptivi la discuții și să terminăm și mai repede, nu? Mulțumesc, anticipat. Acum o să vă citesc proiectele de hotărâre propuse de domnul primar și ulterior dumneavoastră și noi o să votăm. Când veni vorba. Poți încerc? Da. Proiectul de hotărâre numărul 38 privind aprobarea organigramei. Închide-l. A statului de funcții și a numărului de personal de la nivelul Comunei Corbasca ca instituție publică locală pentru aparatul de specialitate al primarului, precum și pentru serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului Local Corbasca. Proiect de hotărâre privind asocierea Comunei Corbasca cu Societatea Națională de Cruce Roșie din România, filiala județului Bacău. Cine este pentru? Acum doar prezentăm și aprobăm ordinea de zi după aia. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Corbasca, județul Bacău, proiectul numărul 40. Proiectul de hotărâre numărul 41 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și asigurării de la bugetul local a cheltuielilor pentru achiziționarea obiectivului de investiții autospecială de stins incendii. Proiectul de hotărâre numărul 42 privind aprobarea planului de formare profesională a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Corbasca, județul Bacău. Proiectul de hotărâre numărul 43 privind aprobarea numărului de locuri alocate pentru perfecționarea profesională a funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul primăriei Comunei Corbasca, județul Bacău. Proiectul de hotărâre numărul 43 privind rectificarea bugetului local al Comunei Corbasca, județul Bacău pentru anul 2021. Proiectul de hotărâre numărul 45
privind aprobarea devizului general actualizat în urma finalizării procedurii de achiziție și a lucrărilor la obiectivul de investiții, reabilitare și dotare școală gimnazială SAT Corbasca, înlocuire șarpantă, învelitoare și dotări la laborator. Proiectul de hotărâre numărul 46 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și asigurării de la bugetul local a cheltuielilor pentru achiziționarea obiectivului de investiții autoutilitară Renault Master Blue. Da. Nu mai citim amănunte. Proiectul de hotărâre numărul 47 privind aprobarea organizării rețelei școlare din Comuna Corbasca, județul Bacău pentru anul școlar 2021-2022. Proiectul de hotărâre numărul 48 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și asigurării de la bugetul local a cheltuielilor pentru realizarea obiectivului de investiții, instalații clorinare, apă potabilă. Proiectul de hotărâre numărul 49 privind stabilirea nivelului costurilor anuale pentru susținerea persoanei cu handicap pentru anul 2021. Și în sfârșit, ultimul proiect, proiectul de hotărâre numărul 50 privind aprobarea serviciului public de alimentare cu apă potabilă al Comunei Corbasca, județul Bacău. Care nu intră pe ordinea de zi, înțeleg? Pentru că nu a primit... Da, pentru că nu a primit... Nu... puse la dosar, da, nu s-a făcut fișa de recepție, deoarece primăria Consiliul Local este în proces, da, cu societatea respectivă, Girona. Da. Și face menționat proces verbal, el fiind respins de cele trei comisii. Da. Supune la vot. Supun la vot acum? Ordinea de zi. Ordinea de zi care ați prezentat. Așa. La vot. Deci supun la vot. În afară de... În afară proiect. Proiectul numărul 50 cu... Da. Care respins. Deci cine este pentru... Eu am uitat ordinea. Aprobarea ordinii de zi. Aprobarea ordinii de zi. Deci le spune la vot că toate... Da. Mulțumim frumos, doamna președintă. Apucăm mai de război. Ăsta primul. Da, doamna, asta sunt prezentat și înainte de a începe lucrările propriu-zis, aș vrea să vă mulțumesc că ați dat curs invitației noastre pentru a participa la această ședință. Și nu știu dacă a făcut oficial, cred că n-a făcut oficial lucrul ăsta, să vă anunț că am semnat contractul pentru aprobarea proiectului de revizuire, să zic, l-ai eliminat public, l-au luat și mie Dumnezeu vorbele. Deci am obținut această finanțare pe care în munca noastră de consilier local ați contribuit la acest lucru și bunul Dumnezeu a avut grijă ca și la Corbasca să întâmple să avem o renovare a sistemului ăsta care este vechi și neperformant. Urmează să facem proiectul tehnic și lucrările de execuție care vor începe probabil până la toamnă. Avem în vedere să locuim vreo 600 de lămpi, cred, cu lămpi inteligente, cu LED-uri, pe arterele principale și lucrurile astea o să se vadă. Deci un proiect muncit de noastră care a primit girul celor de la București și în consecință vă mulțumim încă o dată pentru efortul pe care dumneavoastră îl aduceți aici în spiritul comunitar în fiecare ședință. Domnul secretar, aș pregăta dumneavoastră statul de funcții și organigramă, pentru că sunteți cel responsabil cu resursa umană. Stați jos, vă rog, văd că nu-i... Având în vedere adresa transmisă de instituția prefectului cu numărul 7848 din 16.04.2021, prin care au fost stabilite numărul de posturi pentru anul 2021 de către domnul prefect, ținând cont de hotărârea care am aprobat luna trecută cu privire la bugetul local, unde au fost prevăzute sume
pentru salarii, indemnizații și sporuri pentru întreg anul, domnul primar a ținut să vină fața dumneavoastră cu un proiect de hotărâre mai complex anul ăsta, având în vedere prevederile din codul administrativ, ținând cont și de notele de control care le-am avut în perioada anterioară, care ne-au stabilit să ținem cont de legislația în vigoare, de obligațiile care le avem la nivelul unității administrativ-teritoriale în vederea bunei funcționări pe compartimente și servicii, în așa fel încât administrația de la nivelul nostru se desfășoare în mod corespunzător și legal. Organigrama propusă de către domnul primar și gândită pe funcții așa cum ele sunt și aprobate, pentru 2021 avem 32 de funcții aprobate, 5 pentru poliție locală și un șofer pentru microbuzul școlar. Astea aprobate de domnul prefect, eu le-am repartizat pe servicii și compartimente, în așa fel încât să le închidem pe cele aprobate de către instituția prefectului. În acest sens, în subordinea Consiliului Local, avem un serviciu pentru situații de urgență, care este direct în subordinea Consiliului Local și a Consiliului Local de Apărare, care decurge de aici, cărui președinte este domnul primar. Tot Consiliul Local are în subordonare compartimentul de cultură și bibliotecă locală. Au apărut pentru prima dată în organigrama instituției noastre postul de consilier al primarului și cel de administrator public, care de fapt a fost aprobat încă din 2017, fiind vacant. Vacant este și cel de consilier al cabinetului primarului. Vacante sunt și o serie de funcții publice și contractuale care depășesc ca și număr numărul personalului încadrat în prezent. Pe compartimente, sub directa urmare a domnului primar, avem compartimentul financiar contabil, compartimentul de poliție locală și toate celelalte compartimente care intră sub jurisdicția dânsului ca și ordonator principal de credite, stabilind sarcini și către celelalte funcții de conducere, în special domnul viceprimar, care are în vedere serviciul public de gospodărie comunală, sport și agrement, compartimentul urbanism și amenajarea teritoriului. Sub administratorul public avem aici o persoană care este vacantă pentru achiziții publice cu studii superioare. Să sperăm că vom putea face și organiza un concurs în vederea acestui lucru în perioada care urmează. Ca și secretar general am compartimentul de stare civilă, resurse umane, registrul agricol și asistență socială. Pe lângă astea, astăzi venim în fața noastră cu înființarea unui serviciu de alimentare cu apă care, din păcate, nu poate fi aprobat până când nu vom intra în procedură legală a întregii documentații care să stea la baza preluării de către noi și predări în același timp a sistemului către CRAB Bacău. Ca și funcții de conducere, știți foarte bine, primar, viceprimar, secretar general, administrator public, care este tot la fel o funcție de conducere vacantă, cabinetul primarului prin consilier este o funcție tot de conducere, dar este funcție contractuală, iar celelalte compartimente care funcționează sunt formate din compartimentul financiar contabil, 5 posturi, din care 4 sunt ocupate, unul este vacant. Postul vacant este de consilier superior, debutant cu studii superioare. Și în cadrul compartimentului avem pe Popovici, Covici, Tăbăcaru și Rusu. Compartimentul de stare civilă are prevăzute 2 posturi vacante și resurse umane. Aici am cuplat stare civilă cu resurse umane, pentru că volumul de lucru este un pic mai mic sau cu comparație cu celelalte compartimente și sperăm să se încadreze cel puțin unul, dacă nu doi, și de data asta consilier cu studii superioare debutant. Compartimentul de asistență socială. Avem 4 posturi, din care 3 sunt ocupate. Tăbăcarul Ilian Vrânceanu, care este asistent medical comunitar, și avem un post de consilier cu
cu studii superioare de votanță, când spun și cu studii de specialitate, să ne gândim totdeauna că toate posturile nu pot fi ocupate decât ca cei care depun dosar să aibă studii de specialitate în domeniul pentru care susține sau solicită încadrarea. Compartimentul agricol, avem două funcții, una vacantă de consilier cu studii superioare și una de referent în persoana domnului Fănaru, superior, agentul agricol, cum se mai spune. Compartimentul de achiziții publice, cel care este subordonat direct administratorului public, este vacant, studii superioare, debutant. Compartimentul de urbanism, domnul Frozete Vasile, de data asta a scăpat singur, că nu ne permite organigramă. Noi am fi vrut să mai avem încă o persoană, dar nu permite numărul de posturi. Cultură și bibliotecă, Păreac și Dorica, sunt funcții contractuale de referent, perioadă nedeterminată, le știți, lucrează, le avem în atribuții. Poliție locală, toate cele 5 sunt vacante, din care unul este de consilier cu studii superioare debutant și ceilalți cu studii medii, clasa 3 de retribuire. Serviciul public de gospodărire comunală, sport și agrement, este format din 6 posturi, din care 4 sunt ocupate, Liria Cababi Băbău Frico, și avem 2 de vacant, unul de microbus școlar, pe care știți că îl avem încadrat în prezent pe domnul Dorica pe perioadă determinată, având în vedere starea de urgență și pornă starea de necesitate. Dobrea, cer scuze, vreau să fiu rapid și nu reușesc. Domnul Dobrea Nicolae, care după ce aprobăm organigrama, vom scoate la concurs postul și bineînțeles că toată lumea care îndeplinește condițiile cu privire la acest aspect se poate înscrie și participa la concursul de ocupare a postului de șofer pe microbuzul școlar. Mai avem aici un post iar de șofer, având în vedere că serviciul voluntar pentru situații de urgență urmează să fie reactualizat și supus spre avizare către Inspectoratul Județean. Pentru a putea fi avizat, am făcut pașii de achiziționare. Suntem acum un proiect de hotărâre pentru o autoutilitară de stins incendii. Urmând ca după aia să facem și organizarea un concurs de încă un șofer, având în vedere faptul că ne trebuiesc 4 șoferi, se poate face grafic de permanență 8 ori 4, 8, da? 4 3 euro. 3 euro, da, așa, ca să nu greșesc. 3 schimburi. 3 schimburi. Și unul de rezervă care se poate înlocui. După care avem serviciu pentru situații de urgență cu 2 posturi vacante. Unul este de referent, șef, serviciu voluntar pentru situații de urgență, funcții contractuale și cadru tehnic PSI. Legislația în vigoare ne obligă, nu ne permite să mai stăm pe loc, pentru că obligațiile, având în vedere prevederile cu privire la situațiile de urgență, care pot apărea oricând și care ne pot lovi la orice oră, ne fiind pregătiți, așteptăm pe altcineva care vine întârzie să aplice procedurile de înlăturare a elementelor nedorite și atunci noi nu putem interveni decât cu ce avem pe bază pe teren în prezent. Și în viitor rămâne să scoatem un regim de urgență cu aprobarea dumneavoastră și a domnului primar și aceste 2 posturi spre concurs. Funcții contractuale, am spus aici, care vor fi în perioada următoare în atenția noastră pentru ocuparea funcțiilor. Atribuțiile știți ale fiecăruia pe compartiment, nu mă refer la asta, codul administrativ spune de ce trebuie să ne relaxăm. Mă opresc aici, consider că ați studiat și aveți experiența necesară din mandatele anterioare prin aprobările succesive de organigram, stat de funcții, care nu pot duce decât la îmbunătățirea activității noastre de zi cu zi. Mulțumim frumos, domnul secretar. Deci, aviz amatorilor, pot să înceapă pregătirea pentru examenele care vor urma. Intenționăm să scoatem la concurs aceste posturi, pentru că nu mai putem funcționa nici pe serviciu voluntar, nici pe eu șofer și toate astea ce au fost improvizații de nevoie. Trecem mai departe la proiectul numărul 39, privind asocierea Comunei Corpasca cu Societatea Națională de Cruce Roșie din România, filiala județului Bacău.
din activitatea dumneavoastră de consilier local, cred că ați reținut că am avut o colaborare excepțională cu această fundație. Era absolut firesc din partea noastră să cerem să devenim membri cu apei acestei organizații non-guvernamentale, oameni cu inimă, oameni cu suflet, care întotdeauna au răspuns afirmativ tuturor chemărilor noastre și poate au venit și din proprie inițiativă de multe ori și au contribuit la, eu știu, ajutorarea celor în nevoie de la noi. Acest lucru implică o cotizație anuală de 2500 de lei. Bineînțeles, ca și membri, avem și, eu știu, facilități, avem și obligații și, eu știu, cât de curând putem o să ne întâlnim, să stabilim absolut toate detaliile care urmează să curgă din acest contract de asociere. Eu zic că o să fie un lucru bun pentru Comuna Corbasca și am spus-o de mai multe ori, de câte ori am avut întâlniri de genul ăsta, orice asociere cu furnizori de servicii pentru îmbunătățirea traiului celor mulți, cred că ajută pe toată lumea. Cred că tot vreau să mă ajutați prezentării regulamentul ăsta de organizare și funcționare, este prevăzut în codul administrativ. Tehnic, cred că sunteți ajutat. Pe scurt, o să prezint unele capitole din regulament și aș ruga ca pe viitor... Faceți mențiune pe care l-ați promis. Da. În primul rând, cele trei comisii, după aprobarea reactualizării regulamentului, vor primi la mapă hotărârea și regulamentul cu rugămintea de a trece când puteți și cu vederea prin el, pentru că are unele prevederi care vă interesează pe dumneavoastră calitatea de consilier local, până acolo unde merge atribuțiile pe care dumneavoastră le aveți cu privire la exercitarea mandatului încredințat de alegători în urma scrutinului din anul 2020. Mă opresc la președintele de ședință ca și organizare și desfășurare. Da, președintele de ședință este ales pe votul dumneavoastră pe un mandat de la 1 la 3 luni. Desfășoară activitatea după codul administrativ, supunând spre votul dumneavoastră proiectele de hotărâri, ordine de zi, aplică sancțiuni în cazul în care consilierii locali depășesc cadrul legal, solicitând de asemenea votul Consiliului Local. Îndeplinește alte atribuții prevăzute de lege sau de propriul regulament. Comisiile de specialitate, pe scurt, sunt cele trei care le avem noi, juridică, buget și cealaltă de cultură, sport, agrement. Pe scurt le-am nominalizat. Ele sunt funcționale de la validare până la viitorul nou Consiliu Local. Fiecare comisie are atribuții de a analiza, de a propune inițiatorului sau de a iniția proiecte de hotărâri care să intre pe ordinea de zi și în analiză înainte de asta de către celelalte comisii, atunci când este cazul, procedura fiind de inițiere și de conlucrare împreună cu subsemnatul, în vederea parcurgerii toate procedurilor de fond și formă de legislație cu privire la inițierea unui act normativ care se poate veni în fața Consiliului și se poate deveni lege în cadrul comunității noastre. Mă refer la participarea membrilor la ședințele de Consiliu. În codul administrativ, ca și legea 215, este la alineatul 2, următoarea precizare. Participarea dumneavoastră la ședințele de Consiliu și Comisii este obligatorie, așa scrie în lege, și poate fi absentat de la ordinea de zi în condițiile în care unul dintre dumneavoastră aveți o problemă care trebuie făcută cunoscut în timp util către secretarul general, care să facă cunoscut în ședință motivul absenței, în așa fel încât dumneavoastră să aveți calitatea de a învoi. Dacă se absentează consecutiv la trei ședințe, trebuie supus spre sancționare în Consiliul Local în vederea excluderii
Dar nu este cazul, pentru că noi vrem să fim o echipă. Celelalte sancțiuni venite de aici, la comisie, sunt avertizmentul de către care președintele de ședință, în cazul în care constate că unul dintre dumneavoastră nu respectă prevederile din regulament, poate supune la vot aplicarea primei sancțiuni din codul administrativ, care se cheamă avertizment. A doua sancțiune este chemarea la ordine, care înseamnă că președintele care conduce ședința pe perioada desemnată prin acordul dumneavoastră solicită celui care a depășit cele prezentate de lege în așa fel încât să fie interpelat și să îi se pună în vedere să limiteze la cele legale care să îi permită rămânerea în sală. Îi se poate retrage cuvântul. Asta e a treia sancțiune. A patra, eliminarea din sala de ședință. O altă sancțiune este excluderea temporară de la lucrările de Consiliu și ale Comisiilor de Specialitate. O altă sancțiune este diminuarea indemnizației lunare cu 10% pentru maxim 6 luni. O altă sancțiune este retragerea indemnizației lunare pentru una sau două luni. Ca să nu fim prea rău cu sancțiunile, ne ducem la drepturi. Dumneavoastră aveți dreptul la o indemnizație în conducere de la 1 la 10% din indemnizația domnului primar, care de data aceasta a fost supus un proiect cu procentul de 10% în felul următor. La articolul 42, alineatul 1 și 2, indemnizația lunară se acordă în cuantum de 10% din indemnizația primarului, ne referim la prevederea articolul 212 din OG 57 pe 2019, din care 5% pentru participarea la o ședință a autorității deliberative, adică poate fi o ședință ordinară sau extraordinară, după caz, și 5% pentru participarea lucrărilor la comisiile de specialitate. Ce înseamnă asta? Că mai mult de atât nu veți putea primi. Chiar dacă vă desfășura 2, 3, 4 ședințe într-o lună, având în vedere situațiile care pot apărea, nu veți putea primi mai mult de atât pentru o ședință ordinară și o ședință de comisie. Celelalte cu muncă patriotică ca și subsemnat. Nu? Bun, aici ca și răspunderea dumneavoastră este cum a fost statutul aleșilor locali, m-am făcut cunoscut mai devreme chestiunile astea. Nu le dau citire acum că este o ordine încărcată. Ce înseamnă aplicarea sancțiunilor, răspunderea dumneavoastră, atât pe cale administrativă, cât doamne ferește și pe alte căi, dar nu ne dorim. Incompatibilitățile le-ați cunoscut, le-ați citit, le-ați semnat, ați depus declarații de avere, cutiu cu vai, le-am trimis la București, toate sunt ok, n-am mai primit returi, însemnând că treaba s-a rezolvat. Știți că am avut unele probleme, dar le-am rezolvat. Așa că în aceste condiții, cred că s-au liniștit spiritile la nivelul unor domni din Consiliul Local, care aveau pe suflet această durere mare de majorarea indemnizației. N-am mai zis la obligație, m-am oprit, că până la urmă este mandatul dumneavoastră și eu nu vreau să vă ajut. Da. Dumneavoastră trebuie să vă ajutați singuri, ca electoratul să vă mai dea câte unul. Dacă v-aș spune eu ce trebuie să faceți dumneavoastră, zic că am ceva cu dumneavoastră și nu am. Interesul nostru era comun de a mișca buturul. Mergem mai departe. Da. Interes constructiv. Să mergem mai departe, să prezentăm proiectul numărul 41, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice și asigurări la bugetul local, cheltuielor pentru achiziționarea obiectivului de investiții autospecial de sinis incendii. Domnul viceprimar, vreți să prezentați noastră consulașul? Pompierul. Așa. Știți că și anul trecut ne-a hotărât să noi să procurăm această auto specială. Acum ne-am dus, am văzut-o. Din punctul nostru de vedere, corespunde atât tehnic cât și calitativ pentru ceea ce avem noi de îndeplinit la nivelul comune. Auto speciala pe care
sau mai bine zis indicatorii pe care vi supunem spre aprobare. Anul de fabricație este 1993. Au un număr de 43.000 de kilometri parcurși, un bazin de apă de 2.000 de litri, tracțiune este 4x4 cu cutie de viteză manuală. Hidraulică? Nu, este cutie de viteză manuală. Da. În dotare avem sirene, girofare, rulou economic de 30 de metri, cu pistol de stins incendii, două bucăți hidrant distribuitor, o bucată furtun tip PSI, șase bucăți furtune tip A absorție, o bucată sort plus sită, o bucată costum oxigen, care se compune din trei elemente, mască, costumul propriu-zis și două butelii de oxigen, scară aluminizată cu trei elemente care merge până la 14 metri înălțime, un costum aluminizat, trei costume aluminizate pentru pompieri, trei căști de protecție, un proiector, cabina are 6 locuri, astfel încât poate transporta și costul acestei auto-utilitare este de 21.000 de euro fără TVA, la care se adaugă și TVA-ul, așa. Valoarea în lei este de 103.400. Am văzut mașina. Mașina este exact așa cum se prezintă în pozele, dacă nu sunt aici. Are cauciucuri noi. Este dotată cu cam tot ceea ce ne trebuie în prima... Euro cât? În euro 21.000 de euro. De circulație, mai fel. Euro? Non-euro, da? Non-euro, nu. Nu se pune la mașina de pompier, nu este nicio problemă. Eu cred că este necesară. Este foarte necesară la nivelul comunei, pentru că distanța până la primul post specializat este ca durată mai mare de 20 de minute pentru intervenție. Așa că, prin reorganizarea serviciului voluntar de situații de urgență și cu această mașină, avem posibilitatea să intervenim la timp și să localizăm incendiul respectiv. Eu consider că este necesar și consider că trebuie să votăm pentru ca și serviciul voluntar de situații de urgență la nivelul comunei Corbasca să fie dotat cu această mașină de intervenție. A pornit la prima cheie, motorul merge foarte bine. Ce să vă spun? O mașină utilitară nouă se duce la peste 250.000 de euro. Nu. Nouă. Considerăm că banii aceștia nu-i avem, iar pentru ceea ce ne trebuie nouă, intervenție în timp util până la venirea echipei specializate, considerăm că este cât se poate de bună. Alte primării, anul trecut mașina era din 1986. Mașina aceea a fost luată de Comuna Faraoan. Care am văzut-o noi? Da. Care am văzut-o noi. Cu tot ceea ce ne dădea nouă, mașina aceea a fost luată de Faraoan. Deci, eu consider că este necesar și chiar vă rog să vă gândiți și să votați pentru acest proiect, că este cât se poate de util. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi, domnul viceprimar.
am fost împreună și am văzut mașina, am luat și șofer, cum am luat oameni care se pricep la mașini. Înțeleg că motorul este curățire cu aer, deci nu există riscul să ghețe iarna. O să intrăm în proceduri de amenajare remizei astea de aici, a garajului vechi, pe care o să-l amenajăm în vara asta, așa încât iarna să ne găsească pregătiți. Să avem un spațiu corespunzător pentru păstrare, e alimentată cu apă, să-l încălzim, să fie funcțională din toate punctele de vedere. Și faptul că putem interveni ca și primă urgență, suntem, zic eu, un grafic. Și dacă până acum mergeam și nu era jenă de om, că poți să-l ajuți doar cu ce poți acolo, să intră cu curentul, să-l scoți afară, să-l ajuți la evacuare, acum putem să intervenim și la stins incendiu, la localizarea lui. Și de asta zic eu că e un pas foarte important. Am propus SH pentru că ați văzut valoarea de achiziția uneia mai mare și la ora asta noi nu avem sumele necesare în buget. Dacă în viitor, sigur, vom avea, da, o vindem pe asta și cumpărăm una mai. Facem bani. Facem, deci, bani, da, facem bani, mergem la încasări. Proiectul numărul 42. Privind aprobarea planului de formare profesională a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate a fumarului Comunei Corbasca, județul Bacău. Domnul secretar vă spunea că multe din proiectele de hotărâre de astăzi derivă și din activitatea de audit desfășurată în perioada anterioară la noi. Sunt lucruri care practic se întâmplă în mod firesc, numai că ele trebuiesc aprobate de Consiliul Local. Și au mai fost chestiuni care ne-au scăpat. Din păcate, acum trebuie să intrăm în logica asta sănătoasă, să venim aici. Și eu cred că e și mai bine să fie aprobat de Consiliul Local, că știți cum e. Responsabilitatea nu mai apasă pe umerii unor puțini, se duce pe mai mulți umeri. Și așa e corect, până la urmă. Asta e democrația. De asta sunteți trimiși în Consiliul Local, să luați la cunoștință și să aprobați intențiile pe care noi le avem în legătură cu tot ce facem aici. Deci, conform codului administrativ, avem și atribuții în legătură cu pregătirea profesională a funcționarilor publici și nu numai, și a celor contractuali. Vor avea la dispoziție un program de pregătire pe care o să-l studieze fiecare, o să-și aleagă perioada și destinația, așa încât să nu rămân descoperit, să ne putem, eu știu, înlocui unii pe alții și să facem și pregătirea profesională care este obligatorie pentru un funcționar public. Deci nu poate să trăiască fără pregătire profesională și pentru toată lumea e valabilă chestia asta. Următorul proiect, practic, este legat de cel din înainte, privind aprobarea numărului de locuri alocate pentru perfecționarea asta profesională. Și avem aici, știți că am, la aprobarea bugetului am aprobat și sume. Avem 9 funcții publice, nu, domnul secretar, și 5 contractuale, care, sigur, au la dispoziție sume, v-am spus, au posibilitatea și obligația să meargă să se perfecționeze. Proiectul de hotărâre numărul 44 privind rectificarea bugetului local al Comunei Corbasca, județul Bacău, pentru anul 2021. Ați văzut în raportul de specialitate a doamnei că a avut în vedere intenției noastre de a achiziționa autospeciala de pompieri și autoutilitară Renault, la care o să ajungem probabil mai târziu. De asemenea, mai sunt de achitat sume restante la drumul DC98, modernizarea de la Vâlceră, la reabilitarea și dotarea școlii. Mai sunt condiții. Trebuie să sunt la drum, am făcut recepții la terminarea lucrărilor, la școală urmează, la dispensar urmează și de aici sunt sumele prevăzute. Sunt luate din rezerva bugetară, care nu poate fi folosită, cum știți, decât pentru investiții. Pentru asta facem rectificări. Luăm bani de rezervă bugetară și îi ducem la investiții. Proiectul de hotărâre numărul 45 privind
aprobarea de avizului general actualizat în urma finalizării procedurilor de achiziții la obiectivul de investiții, reabilitare și dotare școală gimnazială Corbasca. Aici era nevoie de rectificarea asta de buget la acest proiect obiectiv de investiții, întrucât în urma procedurii de achiziții pe al doilea segment de investiții, practic, la dotările laborator, au scăzut prețurile, au fost făcute la prețuri mai mici și atunci modificăm bugetul, trebuie hotărâre de Consiliul Local și trebuie să trimitem neapărat la Ministerul Dezvoltării ca să obțină și dumneavoastră ca și finanțator să-l aibă la documente. Deci a scăzut bugetul, ca să nu se sperie nimeni că ar fi crescut. Proiectul numărul 46, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice și asigurări la bugetul local, a cheltuielor pentru achiziționarea obiectivului de investiții, autoutilitare, Renault, Master. Ce avem noi aici? Avem o mașină nouă pe care intenționăm să o achiziționăm din Dedeman, care este dealer pentru această marcă. Este o mașină absolut indispensabilă, cred, primăriei, pentru că dacă ați văzut, ne chinuim cu generatorul în portbagajul loganului și râde lumea de noi ca noi, ca de aia din la serviță. Adică, băi, eu cred că a venit vremea să fim și noi cu picioarele pe pământ, să facem și noi ce trebuie. Și a zis de anul trecut, nu știu, am trecut tot la fel, am luat cu trepurile Eu oricum o să vină mai târziu, dacă noastră aprobați acest proiect de hotărâre, o să vină mai târziu, adică să dă comanda și o să vină prin septembrie, probabil, o să ajungă la noi mașina nouă. O să fie dată compartimentului de servire pentru tot felul de lucrări pe care le avem pe raza administrativă, să nu mai mergem cu țeava în spinare, mergem la Nelul Brilă să ne aducă țeava de la Bacău, sau mergem la nu știu cine ne rugăm să le aducă niște piatră, sau ce mai avem de cărat, betoniera de dus, nu știu unde, o pui în mașină și te duci cu mașina ta și îți termini problemele. Da. Proiectul numărul 47, privind aprobarea organizării rețelei școlare cum la Corbasca, județul Bacău, pentru anul 2021-2022. Aici vreau să vă spun că în urma unui meci serios între mine, mai ales, și inspectoratul școlar, am reușit să obținem aviz favorabil și pentru școala Băcioi. Domniile lor doreau să închidă această personalitate juridică, pentru că cei care lucrează acolo știu de ce. Și am avut un meci deschis și eu știu cu toate picanteriile din lume cu doamna inspector general. Și eu mi-am susținut punctul de vedere, așa cum am știut eu mai bine, și văd că mi-au dat în prealabil, primisesem aviz nefavorabil pentru chestia asta și la urmă au revenit. Și am avut un prim punct și cu ministerul. Și cu ministerul și am anunțat pe toți, există o lege care nu e respectată la nivel de județ Bacău, să respectau anumite, știu eu, direcții politice, nu vreau să argumentez și nici să argumentez cu ceva, dar nu era regulă, pentru că e vorba de o școală de etnici romi, 100%, care are și ea protecția în lege. Și dacă nu ținem cont de asta, înseamnă că nimic nu guvernează în țara asta și facem ce vrem noi. Proiectul numărul 48, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și asigurarea bugetului local, a cheltuielilor pentru realizarea veniturilor, obiectivelor de investiții, instalații clorinare la apă potabilă. Ați sesizat, cred că s-a alterat cei care nu au apă, că mai sunt și fără apă. S-a alterat gustul cu clor. Suntem în procesul ăsta de avizare la Direcția Sanitară Veterinară, la Serviciul de Gospodărire a Apelor, la toate serviciile din lume, când ne mănâncă apa părul din cap, câte un fir, când o să rămâne în chelboșcă, ce mai chelboșcă. Da, am montat stațiile de clorinare, sigur că trebuiau aprobați indicatorii ăștia tehnico-economici și să le putem plăti oamenilor care le-au făcut. Așa-i corect. Și ultimul proiect pe ordinea de zi de astăzi, proiectul numărul 49, privind stabilirea nivelului costurilor anuale în susținerea persoanei cu handicap pentru anul 2021. Sunt adrese de la Consiliul Județean, care ne finanțează o mare parte din această corboadă, cât o dura, Dumnezeu știe, și mai ne rugăm la Dumnezeu să țină.
finanțarea asta de la Consiliul Județean. Oamenii sunt ai noștri, sunt cetățeni dintre noi, nu știe nimeni cum o să ajungă la bătrânețe și pentru asta trebuie să avem grijă ca și pe viitor să ne ducem la îndeplinire toate obligațiile și atribuțiile ce ne revin. După cum știți, doamna Tasica, Dumnezeu să o odihnească la locul ei acolo. Am îngropat-o pentru că băiatul ei care locuiește în satul ăsta n-a putut să spună decât Dumnezeu să o ierte și a închis ușa asistentului social care a anunțat decesul. Și eu am să-l blestem pe ăla care mai dă Dumnezeu unui astfel de om. Sincer, nu e ortodox ce fac, dar să nu spezi așa că cine te-a născut a murit, măcar atât, puteai să vii să aprezi o lumână, are la mormântuie, că nu-ți cerea nimeni nimic, știți? Tot de cheltuia la primăriei, toate că atunci când am adus-o și am venat-o la rezidența la care a și murit, a venit și a spus că dacă o să moară, o să vină să organizeze, să contribuie, să n-a, nici n-a venit să o vadă măcar. Am făcut ce am putut și noi, am îngropat-o creștinește cu preotul din Bărbască, care a participat și eu, da, aici în spate, deci uite. Avem un îngropat necunoscut. Un cetățean găsit mort, înnecat în lacul de acumulare Berești, e pe raza noastră administrativă, e al nostru, e cetățean necunoscut. La fel, am rugat de părinte, le-am făcut slujbă cu Gabi Munteanu, care lucrează la medicina regală, l-au adus aici, l-am îngropat, ne-am dus cu toții, am fost la ceremonie, așa e frumos. Da, ne facem și treaba asta, o să ajungem și ciocli, probabil, cu băieții s-au săturat de... Ce nu mai dai, doamne, să mai facem? Că i-am făcut un șofer de toate, nu mai știu ce să le mai spun. Ales că acum ne cumpărăm auto-utilitar, avem... O să vin și pompieri, da, ce mai da. Plări, cu coroane, da. Melodii, până și nici de box. Din păcate trebuie să faci lucrurile astea cu lucruri care curg în fiecare zi și trebuie să le... Doamne, vă rog, înscrieri la discuții, ordonații să nu se înghesuie. În urma prezentării proiectelor, dacă unii dintre dumneavoastră, dacă nu toți, doresc să vină cu completări, eu știu, întrebări, sugestii, doresc să ia cuvântul, să înscrie la cuvânt. Domnul Ababi, n-am să mă întâlnă doar... Nu, dumneavoastră să faceți înscrierile? Nu, mă voiesc, vă rog frumos. Oricine, mare sumă de bani. O mare sumă de bani. Deja, trecat regulamentul. Învoirea se face înainte de ședință, nu în timpul ședinței. Până când faceți ordonarea pe listă, am să vă cer permisiunea să vă prezint un raport asupra implementării sistemului de control intern managerial, care trebuia prezentat acesta până la 31 decembrie. Da, da. Curge tot din misiunea asta de audit pe care o avem prin asocierea la Asociația Comunelor din România. În conformitate cu legea 672 de 2002 avem obligația de a asigura auditul public intern și din această operațiune ne-a ieșit negativ că n-am prezentat la data 31 decembrie acest raport și cu permisiunea dumneavoastră am să îl prezint. Dar se întâmplă să este funcțional la nivelul entității cu, sigur, cu micile sincope care sunt inerente și cred că sunt peste tot de descoperit. Și sună cam așa, de mediul prevederilor articolul 4 alineatul 3 din ordonanța Guvernului numărul 119 din 1999 privind controlul intern managerial și controlul financiar preventiv, republicată cu modificări și completările ulterioare, Pușcașul Andorra Nicușor, în calitate de primar, declar că Primaria Corbasca, județul Bacău, dispune de un sistem de control intern managerial al cărui concepere și aplicare permit conducerii să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.
În această declarație, se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intern managerial al entității formulată în baza autoevaluării acestuia. Sistemul de control intern managerial cuprinde mecanisme de autocontrol la aplicarea măsurilor privind creșterea eficacității acestuia la bază evaluarea riscurilor. În acest caz menționez următoarele. Comisia de monitorizare este funcțională. Există dispoziția 201 din 13-12-2020 care spune aici clar la așa, componența comisiei, domnul Blănaru, domnul Iftimie, Codi, Stăvăcaru, Frunzete, sunt oameni care veghează la buna curgerea acestui sistem. Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este implementat și actualizat anual. Procesul de management al riscului este organizat și monitorizat. Dispoziția 204 din 13-12-2020, comisie formată de monitorizare și de evaluare a riscurilor. Procedurile documentate sunt elaborate în proporție 100% din totalul activităților procedurale inventariate. Da. Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile entității prin intermediul unui indicator de performanță. Sigur, sunt în documentație. Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data 31 decembrie 2020, sistemul de control intern managerial al primăriei Corbasa este conform cu standardele cuprinse în codul controlului intern managerial. Din analiza rapoartelor asupra sistemului de control intern managerial transmise ordonatorului de ceilalți de subordonați nou, adică directorii de școli, cele două entități au sistemul conform de control intern managerial. Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern managerial, precum și raportările transmise de către entitățile subordonate, școli, în speță. Acest sistem de control managerial este Biblia administrației publice locale. Fără respectarea acestui sistem nu poți funcționa legal. O faci, dar pe riscul dumneavoastră. Riscă greșeli și greșelile de regulă costă și nu vrea nimeni să se întâmple lucrul ăsta. Mulțumesc pentru atenție. Deci mai dăm una de la Gile Negre. Dorește cineva să se înscrie la cuvânt? Nimeni nu a luat nimic de întrebat, de adăugat, de lămurit, de întrebat. Domnul Dăcătuș, aveți cuvântul. Până între timp poate să întâlnesc cu unii dintre colegii noștri să îndrăznească și să facă cu noi. Să-i acum cuvântul de părintele. Propuse pe ordinea de zi. Mai ales asta cu autoutilitarea și pentru stingerea ucenilor și e, știți ce s-a întâmplat la Tocei și până la Mergeau și cred că și în toate satele avem nevoie. Este tot și mai ales că și în comunele vecinate, dacă se poate da o mână de azi. O să stă. Da. Și să zic, cu posturile astea care o să fie poliție locală? Așa. S-a propus numai asta, mă. Este aprobat, nu s-a propus. Probabil că poți să-l aprobați la urmă, făcute publice. Vă spune domnul secretar ce vreau să fac. Care e metodologia? Și, ce să zic, de acord cu toate proiectele, cu toate proiectele, și să sperăm că se realizează ceea ce Dumnezeu să ne ajute la toți. Da, domnul Ababi. Sunt de acord cu toate proiectele, în special cu mașina de pompieri, pentru că când s-a aprobat taxa aia de 2 de ani, mare de 2 de ani. Dar era aia nouă, nu dați seama că am 2 țigări. Abia aștept când o aduce mașina, toate satele să vadă că într-adevăr s-o cumpărat.
mașina de pompieri. Nu ceea ce gândeau ei, toți banii aia vor fi duși în altă parte. Le-am explicat despre ce e vorba, că banii aia nu se poate băga decât pentru așa ceva, dar nu se înțelegea. Și acum ăsta e ocazia și privilegiu ca să... Am ocazia și privilegiu să îi arăt la toți, uitați, băi, mașina. Autoutilitarea este foarte bună, pentru că am văzut, eu mă întâlnesc mereu cu toți muncitorii de aici, cu băieții, și ba, care în cupă, ba, furtunul legat nu știu de unde, ba, nu știu ce. Este mai bine să aibă mașina asta și să-și facă treaba băieții. Că au din muncă sărace, în special la conductele cu apă, foarte. Iar în legătură cu sarcinile pentru consilier, să știți că o să le facem tot posibilul să respectăm regulamentul și să nu ne facem de risc. Da, trebuie. Dar de fiecare dată. Am respectat. Acum, cât am făcut? Ce e voi cu mine? Nu mai întrebat. Nu vreți să faceți o propunere de diminuare, domnul Alan? Domnul secretar, să dea Dumnezeu să ne ajungă niciodată la banii ăștia. Să dea Dumnezeu să ne ajungă niciodată la banii. Așa. Dar dacă domnii consilieri doresc diminuare, nu pot să propune, eu am avut o propunere. El a propus majorare. Deci orice consilier de aici care dorește diminuare, pentru unul meu de onoare, dacă nu zic domnul, te faceți așa mult. Păceți-o și unde unii supără. Trebuie să vreți să știu pe lumea la sete. Înainte de ședință, domnul Bună a trecut la mic. Nu propune ca toată indemnizația consilierilor locali să fie adunată într-un cont, ca la sfârșitul mandatului, și să facă o investiție și cu aportul consilierilor locali, mandat 2020-2024, s-a făcut ceva la nivelul localității. Da, putem să mergem într-o stațiune, să facem 10 zile de ședință, într-o stațiune, bani aia, ținând cont de frigul care a trage. Costă mai mult ca în tot. Deci am crezut că aveți o intenție serioasă. E foarte serios. Bun, dar cu orice consiliu dorești, un leu, sunt de acord, nici nu e nimic problem. Dar să dea Dumnezeu să nu ajungem la banii ăștia niciodată. Să nu ajung eu. Și nici nimic. Domnul Pistașu Iorgu dorește să-i chemați studenții. Chemați colegi, acum ați văzut că am avut o muncă grea pentru consilieri, chiar scrie și asemna. Deci sunt proiecte care erau necesare să fie aprobate de către Consiliul Local, iar de executivul să le ducă la îndeplinire. Practic, tot ce s-a propus în aceste 12 proiecte, era nevoie de aprobarea noastră ca primarul, aparatul din subordine, să ducă la îndeplinire toate aceste proiecte. Sunt destul de multe, dar am să mă opresc la câteva care nu sigur că sunt, erau deja importante. În primul rând, proiectul de hotărâre numărul 38 cu aprobarea organigramei. Practic, această organigramă trebuie aprobată, dacă bugetul a fost venit prea târziu și această organigramă s-a aprobat, se apropă după aprobarea bugetului. Rog conducerea de la primărie să urmărească posturile care sunt vacante și sunt necesare în cadrul primăriei să fie date, comunicate prin așa, ca să organizăm concurs și ocuparea tuturor posturilor vacante. Referitor la autoutilitare, aș ruga atunci când deja o să fie trimisă această autoutilitare, știu că ați verificat și ați prins în proiectul de hotărâre tot ce conține această mașină, că atunci când vă duceți să nu fie cauciucuri noi, să fie scoase, spune niște cauciucuri vechi. Eu știu ce mai e dotată mașina să nu mai fie. Deci trebuie să fiți foarte atenți atunci la primirea
aceste mașini. Era nevoie să ne asociem și cu Societatea Națională de Cruce Roșie, pentru că prin această societate putem dezvolta și alte probleme din cadrul comune, cum școlare, cu bătrâni, cu, sunt o sumedenie de activități care trebuie făcute în colaborare cu această societate. Celelalte proiecte, ținând seama de aprobarea indicatorilor, deja am vorbit, rectificarea bugetului era nevoie pentru că am constatat că acolo sunt niște diferențe din bani trebuie plătit. Constructorii care au avut activitate pe raza Comunei Bărbasca, trebuia aprobată și suma pentru această utilitară. Dumneavoastră, deci, ați prezentat aici și număr de locuri pentru perfecționarea personalului din cadrul primăriei. Am văzut că ați prevăzut și suma care este alocată și, așa cum a precizat și primar, să fie programat din timp ca fiecare din cei 5 care am prezentat în hotărâre să participe la perfecționare și să cunoască toate legile din domeniul în care lucrează. Era nevoie să fie aprobată rețeaua de școlarizare în special pentru satul Băcioi, pentru că a fost o luptă grea și pentru cadrele de acolo când a fost verificat și au mers pe ideea să desfințeze școala de la Băcioi. Ne ținem seama de faptul că acolo este o școală cu etnie romă, dar dacă s-a intervenit de către primăriei, de către primar și ați intervenit pentru treaba asta, este un lucru foarte bun. Celelalte proiecte trebuie urmărite de către cei măsuri ce ducă la îndeplinire și eu, în calitate de consilier, sunt de acord cu aceste proiecte și regulamentul de funcționare conform codului administrativ care este aprobat destul de târziu, dar e binevenit și acum. Și destul de incomplet. Mulțumim. O să mai completeze cei care sunt. Mulțumim. Altcineva dorește să mai se înscrie la cuvânt? Ce vrei tu? Aș dori și eu să vin în completare față de ce au spus colegii mei anterior. Doresc și eu să spun că sunt de acord cu toate proiectele propuse de domnul primar și echipa dumnealui. Doresc să vin cu cuvinte de laudă la adresa domnului primar și implicit a celor care lucrează alături de dumnealui, că bineînțeles singur nu poate face atât de multe lucruri. Se vede stăruința și efortul depus. Deja încep să prindă contur cam pe toate palierele obiectivele propuse și atât pe plan ca și infrastructura, deci drumurile și cele mai aduse în discuție și mult râvnite de noi toți.
faptul că dorește să se implice pe toate planurile, și cultural, și educațional, și dorește din suflet să schimbe imaginea comunei noastre. Asta este drumul spre progres, spre bunăstare. Se vede spiritul dumnealui gospodăresc și nu numai implicarea. Și pe această cale doresc să mulțumesc și să spun că apreciez toate aceste lucruri, lucruri care ne sunt benefice nouă, tuturor locuitorilor comunei. Fiecare dintre noi ar trebui să contribuim cu puțin. Fizic, așa, nu știu cât mai facem noi, cât avem timp sau cât, mă rog, dorim să ne implicăm. Dar măcar la nivel informativ să semnalăm unele probleme, eu știu, să acolo unde putem să atenționăm, să vecinii noștri, consătenii noștri, că de aici să treacă cu gânduri bune, dar mai sunt și printre noi oameni care nu sunt atât de binevoitori, care susțin, să spunem așa, toate proiectele și toate demersurile domnului primar și a echipei din a lui. Da, printre altele, sunt extrem de mulțumită de ceea ce se vede până în prezent și cu siguranță, în scurt timp, comuna noastră o să aibă cu tot o altă față. Deci nu o să mai fie cumva rușine să spunem că suntem din Corbasca, o să fim mândri, că în general acum evităm să spunem că suntem din Corbasca, sunt din Scălișoara, sunt din... Deci domnul primar a reușit să reabiliteze și să aducă comuna pe drumul cel bun spre prosperitate, progres și evoluție. Îl felicit și felicit și faptul cu autospeciala de pompieri, cum au spus și înainte vorbitorii mei, și se vede că lucrurile sunt pe făgașul cel bun. Vă mulțumesc! Mulțumesc și noi, Cazetare. Nu de fapt este un colectiv, nu e munca noastră, suntem toți o echipă și toți trebuie să fim fericitați, pentru că uitați-vă că roadele noastre se văd și asta e un lucru bun pentru cei mulți. Și eforturile depuse, bineînțeles. Noi suntem obligați, de asta am venit la primărie să muncim, că doar altceva nu avem de făcut. Trebuie să tragem aici la căruță, cu secretar, cu viceprimar, adunăm toți mornege ăștia după noi, să ne împingem bolovanul, să-l dăm peste cap. Trebuie să ieșim și noi din praful ăsta, din emblema asta de oameni negri și urâți. Ai zis fie vreau la Corbasca asta. Puteți fi și bruneți, și ca italieni, măcar. Mai dorește cineva să... Domnul viceprimar poate ne spune ceva. Ce să vă spun acum la... La ceas aniversar. Primul rând, organigrama Consiliului Local este îmbunătățită foarte, foarte bine. Acum urmează ca în urmează scoaterea la concurs a posturilor vacante și aici ar trebui să găsim oameni care în primul rând să fie pregătiți în domeniile în care vor să dea concurs. Vedeți, acolo sunt o grămadă de posturi cu studii superioare. Nu înseamnă că dacă am studii superioare pot ocupa orice post. Studii superioare de specialitate. Deci trebuie să rețineți acest lucru și să-l și răspândiți. Deci nu se pot ocupa posturile decât cu studii în specialitate. Așa spune legea, așa trebuie să facem. Regulamentul pe care astăzi îl aprobăm, consider că trebuie studiat foarte bine, pentru că noi, consilierii locali, avem și niște obligații și avem obligații destul de mari, pe care, sincer vă spun, că nu de fiecare dată ne achităm de aceste obligații. Nu mai mult, la sfârșitul anului 2020 trebuia să prezentăm
un raport de activitate, da? Și nu l-am prezentat nici eu, nici dumneavoastră. Acest raport de activitate trebuia prezentat și aș propune ca în ședința următoare fiecare dintre noi să-și facă raportul de activitate pentru... Să-l prezint. Să-l facă și să-l susțină în fața Consiliului Local. Eu vă mulțumesc anticipat pentru votul în ceea ce privește autospeciala de stingere a incendiilor. Consider că toată lumea este de acord cu acest lucru, pentru că este un bun necesar comunei și ne ajută să intervenim mult mai repede și eficient la incendiile care, să dea bunul Dumnezeu, să nu există. E drept, în ultima perioadă nu ne-am confruntat cu prea multe, dar când te duci în fața omului cu mâna goală și n-ai pe ce pune mâna, nici furtun cu apă, nici o cange, nici un topor, nimic, este foarte greu să localizezi și să cauți să faci ca focul să nu se extindă. Având această mașină, chiar dacă o să spuneți bine, dar n-aveți oameni pregătiți, să știți că persoanele care vor face parte din serviciul voluntar de urgență trebuie să meargă la pregătire. Au această obligație. Și atunci o să vedeți că va trebui să venim și cu alte proiecte de hotărâri prin care să facilităm ca anumite persoane să facă parte din serviciul voluntar de situații de urgență. Asta înseamnă să-i scutim cu un anumit procent din taxe și impozite, să creăm posibilitatea ca ei să meargă la pregătire pe banii Consiliului Local, să facă instruire și așa mai departe, eventual să fie plătiți pentru orele care participă la activitățile SVSU, astfel încât să putem face un serviciu voluntar de situații de urgență funcțional. Că dacă omului nu-i dai nimica, nu vine. Știți cum este. Nu vine. Și când lumea audă de voluntariat, la noi în țară, deocamdată, voluntariatul este foarte greu de realizat. Dar, căutând și ajutându-i pe cei care vor să facă parte din serviciul voluntar de situații de urgență, atunci considerăm că creindu-le niște facilități vor veni și vor sprijini această activitate. Să știți că nu este ușor să ai trei schimburi de intervenție. Vedeți, sunt necesari patru șoferi. Unul să meargă zi de zi, ceilalți să fie prin rotație. La fel trebuie să facem și cu persoanele care vor face parte din serviciul voluntar de situații de urgență. Aici trebuie să vă spun că în calitate de consilieri, dumneavoastră nu puteți face parte din serviciul voluntar de situații de urgență. Ca să puteți beneficia de unele scuturi. Da. În ceea ce privește rectificarea bugetului, aici, pentru că sunt niște investiții, nu putem lua bani decât din fondul de rezervă și să alocăm pentru investițiile pe care dorim să le cumpărăm. Domnul primar de la începutul primului mandat spunea că, domne, trebuie să facem în așa fel încât să nu mai ne deplasăm cu autoturismul autoturismele pe care le avem în dotare la intervenții, atât la sistemul de apă, cât și la alte intervenții.
Este greu să pui generatorul, să pui și motocoasă, să pui și betonieră într-un autoturism. Și uite că a dat bunul Dumnezeu că acum să venim cu acest proiect de hotărâre în fața dumneavoastră pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind și această carosadă. Este un lucru bun și necesar comunei. Eu vin cu rugămintea la domnul primar ca dacă procurăm și această utilitară să nu mai fie închiriată, pentru că de foarte multe ori dăm utilajele care le avem la primărie spre folosința altor persoane și când avem nevoie de ele nu mai merg. Așa se întâmplă și cu motocoasa, așa se întâmplă și cu mașina de cosit iarbă, așa se întâmplă și cu generatorul și așa mai departe. Vrei să faci bine cetățeanului, dar el nu are grijă de ceea ce îi dai și atunci tu când ai nevoie urgentă de el, stai și te uiți, nu mai funcționează. Stațiile de clorinare au fost instalate, o să mai dureze probabil acest gust și miros de clor mai multă perioadă, pentru că suntem în perioada în care se calibrează instalația respectivă, astfel încât cantitatea de clor care o să fie zi de zi băgată în apă să nu depășească limitele legale și pentru acest lucru necesită un timp destul de lung. Este un lucru bun, eu știu că eram lângă domnul primar atunci când au avut loc discuțiile cu doamna inspector general și uite că decizia dumnealui de a nu renunța la ca școala Bacioi să-și piardă personalitatea juridică a dat roade și inspectoratul școlar a revenit cu o nouă adresă, astfel încât să avem două școli cu personalitate juridică. Aici ar trebui ca și cadrele didactice de la școala Bacioi să facă mai mult în ceea ce privește prezența elevilor la școală. Spun că trebuie să facă mai mult pentru că nu o să putem merge la infinit cu personalitatea juridică dacă numărul de elevi tot scade. Cât s-ar chinui primarul și cât ar găsi bună înțelegere, în momentul în care numărul de elevi va scădea, atunci nu vom mai primi această aprobare și este păcat. Este păcat pentru că acolo este o școală bună, cu cadre bine pregătite, care pot desfășura activități așa cum cere legea și cum se cere. E păcat pentru că e greu să duci copiii de la Bocioi la Corbasca sau invers, este foarte greu. Având în vedere că elevii din Bacioi sunt de comunitate romă, dar trebuie să facem și noi mai mult în ceea ce privește prezența elevilor la școală. Cei care sunt plecați, dar cei care sunt în localitate, ăia trebuie să vină la școală. Asta este. Mie îmi pare rău că eu provin, sunt cadru didactic de meserie, dar ceea ce făceam odată la dirigenție, acum nu se mai face. Eu vă spun sincer, fără niciun ocoliș, ceea ce se făcea odată la dirigenție, nu se mai face. Acum lași totul în seama directorului sau în seama mediatorului școlar. Păi tu, ca diriginte, să nu te interesezi de ce lipsește copilul de la școală. Este prima greșeală.
dirigintele iau o indemnizație. Pentru ce? Pentru activitatea de dirigenții, care este cu totul și cu totul altceva față de orele pe care le ai la clasă. Și de aici se vede și comportamentul elevului pe, în clasă și comportamentul elevului pe drum și așa mai departe. Că dacă vă uitați de când a început școala, pe toate drumurile sunt numai măști aruncate. Numai măști aruncate. Pe toate drumurile. Măști aruncate, sticluțe de suc, de 250 de mililitri, aruncate. Pentru că elevii iau, ies din școală, nu-i mai întreabă nimeni nimic și să merge înainte. Îmi pare rău că și la Corbasca, dacă până mai lunile trecute școala era închisă după ce începea programul, acum circulă elevii non-stop la magazin, la bufet. Că dacă mai spun că dimineața se duc, iau de la bufet țigări și în spatele blocurilor se duc și fumează. Elevi de la școala Corbasca. Nu întreabă nimeni nimic. Intră, ies din școală. Instalația pusă acolo la poarta școlii a devenit inutilă, pentru că se circulă cum se vrea. Eu vă mulțumesc dacă dumneavoastră o să votați pentru atât regulamentul care, din punctul meu de vedere, satisface cerințele Consiliului Local și mă gândesc că sunteți informați greșit cu privire la indemnizația pe care unii consilieri din alte localități o primesc. Trebuie să știți că avem un anumit grad la comună și să primesc bani în funcție de gradul de al comunei. Salariul primarului este una la comuna sub 5.000 de locuitori, este unul la peste 5.000 și unul la de la 10.000 în sus. Deci, vă spun, sunt unele greșeli pe care le prindeți repede. Vă dau numai un exemplu, mergeți la Valea Seacă și întrebați cât primesc consilierii. Și eu vă spun cât. Nu mai mult de 3% din salariul primar. Voluntari. Înseamnă da. Că au salariu mare. Da, cred că e la nivelul nostru. Vorbim de 3% din indemnizația domnului primar, ne referim la un procent între 1 și 10 stabilit de codul administrativ. Acolo unde domnul primar de la Valea Seacă a venit în fața Consiliului Local propunând 3%, obținem votul, ținând cont de bugetul local. Eu pe unde am fost și la multe ședințe unde am participat, toți mă întreb cât aveți? 7%, nu? 7% a fost. Acum mai 10. Nu, deci ce a fost? 7%. Cum, domnule, atâta, domnule, așa e la noi. Eu mă întreb cum dumneavoastră aflați că nu știu ce consilier de la Tătărești primește mai mult decât dumneavoastră. Nu se poate. Cu unul mai mic. E și eu, gradul comun e primesc mai puțin, dar vede ca și procent. Pentru că administrația primară... Nu se poate. Eu nu știu. Domnului primar de la Corbasca. Rămân mirat când aud așa ceva. Dar nimeni nu vine, uite vei. Ăsta e statul de plată al lui Popescu de la Tătărești, ăsta e statul de plată al lui Lăcătuș de la Corbasca. Domnul Abi s-a întâlnit cu domnul consilier de la Tătărești, primarul Bălți. O să... Vă promit că când o să fiu chemat, domnul secretar, aduceți cu vreo de onoare, când suntem chemați la Bacov, vă promit, vă aduc la toate, tot ce este consilier de acolo, fiecare, cât are fiecare. De la municipiul Bacău? Nu, domnule, deci din sate, din comun. Nu. Și vă spun, Tătărești, e atât, Pâncești, e atât, ăla, e atât. Tătărești și Pâncești sunt sub nivelul comunei noastre. Nu poate să ia mai mult decât
dumneavoastră. Da, dar ea 10%. Lăsați așa cu 10%. Păi 10% nici atât nu. Și așa nu poți să ne devăgăm. Ce înseamnă 10% din 5.000 și au 10% din 10.000? Deci raportul, da? Da. Dacă, dar domnul nu lucrează la postul, doar duce pensiile. Haideți, domnule, că le capul. La câte contabilitate fac eu? Da, vă spune, vreau să nu faceți. Vă spune, la câte contabilitate fac eu? La albine și la pește. Da. Dacă nu mai dorește nimeni dintre dumneavoastră să... La diverse, vreau să spun și eu ceva, dacă se poate. Vă rog. Scut. Acolo pe ulița aia, s-au făcut niște gropi din sănătate. Lângă mine acolo. Și pe mașini, nu aia, nu aia, și totul spune, băi, tu ești consilier. Așa. Așa. Vine pompier, vine aia cu gunoiul, da. A rămas la altă ele, a rămas spânzurat acolo. L-a stat în tractor. Dar cu ce s-a spânzurat? Păi s-a spânzurat așa. A rămas în spânzurat și a rămas în tractor. Să rămân din drumul blocat. E acolo să se o mașină. Bucovineanu. Acolo nu-i propus să spre asfaltarea. Păi este, dar până se face asfaltul nu urmice? Da, da. Că drumosul îți dau... Ia mai întrebați, de ce dai, bă, apa pe drum? De ce faci aia? Asta nu mai întrebați? Nu ploaia. Numai ploaia. Dacă ar fi numai ploaia... E drumul ăla trece ăla cu bună și a rămas să stă-i dat. Am fost nevoie să mă să pornu să spun trafie. Foarte bun, vedeți. Am înțeles, nu e așa. Să-i vedeți. Mă crezi în prudiu. O să încerc de cel de oameni. Hai rog. Hai rog. Că eu la mor. Asta tot. Să noi suntem mulțumiți cu toate proiectele care sunt. Suntem foarte mulțumiți cu proiectele care sunt. Și le votăm. De bază, băi, aici la diferență. Da. Vis-a-vis de calcul cu indemnizația noastră, nu au să aminte că acum câțiva ani zile era și un consilier local, sigur că asistau la toate discuțiile din consiliul local și știți că ne întâlneam la masa aia cu bară, și a zis că e bine așa treptat, să îmbunătățim, începând de la condițiile din sala de ședințe, până la indemnizația care avea să ajungă astăzi la 10%, cât e maxim prevăzut în codul administrativ, tot ca și un stimulent. Adică, vedeți, nu mai stăm pe scaune de la cămin, care erau adunate cu o zi înainte de ședință. Dacă găseam unul, avea un scaun de fel, unul de fel, unul. Sala era toată zburiată și jumulită, becul s-a prindea sau era ars, era o probabilitate mai scăzută și am făcut ca funcția de consilier să fie una, într-adevăr, la nivelul la care consilierul trebuie să fie și indemnizația a crescut pentru că eu cred că mă reflectă gradul noastră de implicare și nivelul la care s-a ajuns astăzi. Dacă începem să scădem, o să apelăm și la scădere. Și spunem tot pe domnul Daniel să propună scăderile, că dumnealui a produs și această... Dumnealui n-a produs. Dumnealui a propus. Nici n-a propus să scrie, că doar am discutat discuții. Absolut. Dar e în regulă, până la urmă, că s-a întâmplat, știți că toate discuțiile produc ceva și asta a produs progres. Așa că n-am decât să vă mulțumesc și eu și să vă spun că astăzi am mai făcut un pas înainte pentru Comuna Corbas ca să vă urez o zi bună și să fiți sănătoși, să veniți la ședința următoare. Care să fie foarte voios, că trebuie să aprobăm salarii de acolo și că... Domnul primar, poate aveți în vedere să vedeți că ăștia cu WC-ul, că vreau să-i spun un domnul Grănaru și chiar și la colegi, instalația aceea de intrare și ieșire din școală s-a stricat datorită faptului că s-a dărâmat gardul. Am avut un binevoitor care s-a dus la poartă și-o tăiat. Mai era felul cel acolo, că îl tăia și pe ăla. Și poate vin să termini cu WC-ul cele, că și în școală am probleme. Spături în școală, îi scăp acolo în WC-ul. Nu-i nici lumină, nici... Da. Vedeți, sunați, vin, mai vin, termină. Și apoi să-i facem să putem pune instalate, ce că este foarte greu. Și vă spun, dacă îi scăpăm pe teren, trebuie să-i duci cu partea asta, da? Nu, e greu, ce să mai, care s-ar gardul? Ne-au desfăcut sârma, acolo avem plasa aceea
și am pus băieții cu semnul groanjul, am găsit-o și stăpâtă. Da. V-ați plicat să pricep și să... Da, asta e, da. Domnul viceprimar facea în expoziul dumnealui că nu are ce să-i tragă la răspundere pe cei care conduc cele două instituții de învață. Singurii care pot trage la răspundere sunteți dumneavoastră în plen. Și ca atare, trebuie să-i convocăm să le prezinte un raport de activitate. Mâine spune se încheie anul școlar și vom avea surprize de promovabilitate, de reușite la liceu sau facultate, care decurg și sunt plecate de jos. De la indisciplină, neimplicarea cadrelor, neimplicarea celor care conduc școala, prin faptul că dacă ei tot nu dau socoteală nimănui și vine doamna inspectoare la Bacău, geata cu cafele și cu nu știu ce, s-a rezolvat treaba. Ea pe plan local, noi dăm bani prin dumneavoastră, prin Consiliul Local, dar vrem să vedem promovabilitatea la copii, da? Creșterea eficienței învățământului, nu așa de dragul de a face învățământ și ne facem că facem treaba. Haideți să invităm doamnele director în ședința de luna iunie să vină cu un raport de activitate, o să le transmitem o adresă, da? La propunerea domnului primar sau a unui consilier local care face parte din comisia pentru educație. Nu, problemă, dacă... Președintele Comisiei de Învățământ, Sport, Cultură, este că, nu știu acum cine este, dar putem vedea, împreună cu întreaga comisie, doamna Vânceanu Mare, sunteți cadrul didactic, vă rog să vă ocupați de inițierea unui proiect de hotărâre cu privire la buna desfășurare și măsurile care se impun în ce privește învățământul gimnazial la nivelul comunei noastre, inclusiv la Băcioi și Corvoasă. Și Corvoasca era în pasă de a rămâne fără personalitate. Corect. Nu numai Băcioiul. Comasarea însemna mai degrabă ducerea spre Băcioi decât aducerea Băcioiului la Corvoasca, ceea ce dă o notă îngrijorătoare, ca să nu spun altfel, comunității majoritare, neglijentă, care este din români, așa, în funcție de a ce ar trebui să facem noi să ne ducem copiii mai la deal. Deci timp este o criză. Avem nevoie de activitatea fiecare cadru didactic, mai ales că începe un viitor an școlar, avem un sat de la Marvila, care fug copiii către școala Pâncești, de Pâncești, nu facem nimic în sensul de a-i atrage. Acum lucrăm la drumuri, lucrăm, dăm, le dăm și bursă, le dăm, avem microbuz, am încadrăm șoferi. Haideți să mișcăm, să-i aducem aici, să nu mai văd un copil de la Marvila la Pâncești. Iar cadrele răspund de treaba asta. De la educator, de la educator și până la asta, dar nu tot nu a reușit, știți povestea, cât a luptat doamna Pânaru pentru aducerea copiilor de la... Acolo au fost niște interese prima dată și... Păi au fost interese că domnul David, fiind domnul... Da, școala cu ce câștigă bani, aici e problema. Noi n-am înțeles că pierdem bani, pe care copiilor se pierd sube de bani și asta am înțeles. Noi pierdem că... Cadrele didactice de la Marvila, care fac naveta la Corvoasca, la educatoare, la învățători, cu directorul prezent și cu sprijinul domnului primar, prin consilierii locali de la Marvila, pot iniția o adunare înainte de a să face înscriere, dacă nu-și cumva au început, din câte știu, înscriere pentru următorul an școlar, și ne trezim cu faptul că părinții deja și-au scris copiii dincolo, și nu face nimic concret, doar să la capitolul grădiniță, clasa din asta, 0 să termină. Nu putem pierde timpul să facem ceva, o adunare, mai ales la Marvila, unde putem scoate de acolo 10, 15, 20 de copii. Mai supărare mare că nu se duce microbuzul școlar, că nu-i lasă să intre. Păi, de ce să-i da copiii? Tu ai vrut treaba asta, să-i duci și în afară, de ce să intre pe raza mare? Asta, Orica, domnul... Pojocaru, care era implicat și nevasta, că lucrează tot la Pâncești, acolo a pus problema care dumnealui dorea ca să-i ducă copiii. În loc să tragă spre comuna noastră, comuna Pâncești. Dragi colegi, doresc să vă rog să supunem la vot proiectele, pentru că unii dintre noi, domn primar, sunt ajuns mai au și alte probleme de rezolvat.
Deci, vă rog să supunem la vot proiectul numărul 38 privind aprobarea organigramei. Cine este pentru? Așa. Abțineri nu sunt, nu. Împotrivă nu. Proiectul de hotărâre numărul 39 privind asocierea cu Crucea Roșie. Deci eu vă zic pe scurt, nu mai citesc tot. Așa. Proiectul de hotărâre numărul 40 pentru aprobarea regulamentului de organizare a Consiliului Local. Da. Proiectul de hotărâre numărul 41 privind asigurarea cheltuielilor pentru achiziționarea autospecialei de extinși incendii. Proiectul de hotărâre numărul 42 privind aprobarea planului de formare profesională pentru funcționarii din primărie. Așa. Proiectul de hotărâre numărul 43 privind aprobarea de locuri alocare pentru tot așa perfecționarea profesională. Proiectul de hotărâre numărul 44 privind rectificarea bugetului local pentru 2021. Proiectul de hotărâre numărul 45 privind aprobarea devizului general actualizat, mă rog, pentru finalizarea lucrării de achiziție a lucrărilor obiectivului de investiții. Proiectul de hotărâre numărul 46 privind aprobarea cheltuielilor bugetului local pentru achiziționarea obiectului de investiții aici, la ce e utilitatea. 47 privind aprobarea organizării rețelei școlare 2021-2022 anul. Proiectul de hotărâre numărul 48 privind aprobarea cheltuielilor cu instalații clorinare apă potabilă. Proiectul de hotărâre numărul 49 privind stabilirea nivelului costurilor anuale pentru susținerea persoanelor cu handicap pentru 2021. Și atât, pentru că proiectul de hotărâre numărul 50, cum știm, a fost respins. Dragi colegi, tu rabii mari, mi-ai propun și dumneavoastră că eu am crezut că... Da, uite, glumă, dar noi... Eu am crezut cel mai rău posibil. Bine, cum pește și te salvăm.